Dragii mei, continui. Am uitat să fac și cu partea de cărți care exprimă viața voastră intimă. Niște cărți discrete, de bun simț, nu sunt obscene, nu sunt aiurea. Da, m-am obosit un pic etalarea mai devreme. Nu știu de ce există o încăpățânare din partea cuiva. În fine. Dar rămâne totuși integritatea ca și la emotiv și haideți să vedem ce aveți în viața voastră intimă, cine are. Da, un rege de monede, da? Și un împărat, amândoi foarte încăpățânați în relație cu un rege de cupe și un mare preot. Amândoi foarte sensibili sau amândouă cărțile sensibile, spirituale, asumate, stabile, însă, deși și împăratul poate să fie stabil, și regele de monede poate să fie stabil, sunt foarte... sobri, foarte fixați pe exprimarea lor fizică și mai puțin emoțională și în relație cu un rege de cupe totuși. Nu puteți să fiți atât de încăpățânați. Amândoi și pământ și împăratul sunt încăpățânați. Ia uite. 9 de cupe. Ce frumos! Cineva vă aduce într-adevăr multe bucurii. Că aveți, că visați, că simțiți, că intuiți această relație foarte afectuoasă, foarte sensibilă. Și iar apare semn de apă. Rămâne de văzut. Da, e clar că visați la ei. Vă uitați la poza lor și unii chiar aveți niște fantezii erotice. Vă doriți un nou început cu această persoană. Dar deocamdată persoana vă respinge. Vă respinge, probabil că simte toate poveștile despre care am discutat mai devreme sau poate că într-un fel sau altul intuiesc că sunt undeva într-un trio. Iar apare moartea și steaua. Și 8. Mai trebuie să transformați ceva, trebuie să vindecați ca să vă apropiați de persoana aceasta care vă e destinul vostru. Gelozii, gelozii, gelozii. 5 de băte. Aici sunteți voi, semn de foc teoretic. Ori aveți impresia că au pe altcineva, că poate să fie doar o impresie. Ori ați mai fost trădați de-a lungul timpului și nu aveți încredere. Ori ei vă văd cu altcineva. Într-un fel sau altul, acest 9 de cupe, această fericire este stricată într-un fel sau altul. Sau poate cineva vă urmărește, fiți atenți. Este bruiată de o a treia persoană. O a treia persoană. Trebuie să luptați pentru acest suflet pereche, unii dintre voi. Interesant. Împăratul, au venit două cărți, împăratul și 8 de pâte. Interesant. Împăratul, teoretic, sunteți voi, că sunteți semnul berbecului sau al taurului, împăratul. Dar nu neapărat. Am zis eu, împăratul totuși o persoană matură. Dar, să zicem că varianta cea mai simplistă a împăratului este cu o persoană încăpățânată care nu-și arată emoțiile. Și e foarte nasol dacă nu arată ce simte, atâtea emoții și atâtea bucurie pentru persoana respectivă. În loc să arate emoțiile, arată gelozia. În momentul în care schimbă, că 5 înseamnă schimbare prin creativitate, poate să manifeste o relație în care amândoi vă oferiți pasiunea de care aveți nevoie. Ia, uite ce frumos! Wow, 10 de monede, 5 de cupe și lumea. Și luna iar. A fost un semn de aer în secret, în secret, dar care nu... Vedeți, nu e o comunicare, nu e o satisfacție totală și emoțională cum e aici. Un secret, Luna, da? Sunt două relații. Cineva a avut două relații sau două interese, nu neapărat relații. Poate ați visat la două persoane sau, în fine, cu una erați mai avansați, cu alții mai puțin avansați. Că totuși apare o nouă dragoste, dacă vă duceți aminte, apare o nouă dragoste. Persoană mai veche și persoană mai nouă. Posibil. Așa simt. Dacă ați avut momente de fericire cu vechea persoană și vă este greu să renunțați,
În momentul în care renunțați să se ducă și lăsați să se ducă acea pasiune, că a fost pasiune cândva, aveți șansa să întâlniți o altă persoană care vor fi cu mult superior celor pe care i-ați lăsat în urmă. Este lumea, este o persoană pe care o puteți pune pe un piedestal, care vă poate pune pe un piedestal, vă poate arăta aprecierea, le puteți arăta aprecierea și merită. Merită aprecierea, da? Dar doar în momentul în care lăsați această abundență, fericire, satisfacție pe care le-ați avut la un moment dat cu cineva, această pasiune trebuie să se ducă ca să manifestați ceva nou, un nou capitol. Un nou capitol. Posibil, pentru că 8 de bute înseamnă și comunicare la distanță, clasic, călătoriți mai aproape de persoana aceasta care vă instigă și vă atrage într-un mod deosebit, că e călătorie, da, și comunicați ceea ce simțiți, pentru că altfel se creează un conflict și în viața lor și în viața voastră. Poate nu aveți pe nimeni și totuși faptul că nu comunicați dați impresia că mai aveți pe altcineva și ei devin ori neîncrezători, ori geloși. Repet, poate nu e vorba că aveți încă o altă persoană, poate aveți un membru al familiei, un job, niște prieteni, dar care vă influențează. Vedeți prima parte. Trebuie schimbată această carte foarte conflictuală ca să vă puteți, în momentul în care renunțați la această carte, voi ca și împărați, puteți manifesta aceste aute. 8 și 9. Transformare și relație satisfăcătoare și o conexiune spirituală foarte profundă între voi și partenerul, partenera voastră. Pentru că nu vă mai doriți orice fel de relație unii dintre voi. Am zis, dacă a mai fost cineva cândva în gândul vostru sau în patul vostru sau în sufletul vostru, lăsați această pasiune să se ducă, pentru că asta e, s-a consumat, au fost multe situații și orientați-vă către un nou capitol, către eventual această nouă dragoste, pentru că merită. Eu simt că aici persoana respectivă merită aprecierea și are încredere în voi de se lasă atât de vulnerabilă și este mare lucru ca cineva să aibă încredere în altcineva. Cam atâta e etalarea în sfârșit. Vă pup, pa, la revedere!